Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre droguri etnobotanice, dependențe și codependențe cu doamna Maria Iliescu, psiholog și psihoterapeut. Bună seara și bine ați venit! Și cu domnul Florin Bocioiu, agent șef în cadrul Inspectoratului Poliției Județene Timiș, Biroul de Analiză și Prevenirea Criminalității. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Subiect destul de, de important pentru noi. Vorbim despre droguri. Se vorbește din ce în ce mai mult, se vorbește la un moment dat poate prea mult, dar se vorbesc aceleași lucruri. Ce sunt drogurile? Ce sunt drogurile? În primul rând sunt niște substanțe interzise de lege cu efect halucinogen, de care absolut nimeni nu ar trebui să se atingă. Într-adevăr, se vorbește foarte mult în ultima perioadă. Pentru că, așa cum vorbeam și cu dumneavoastră înainte de emisiune, suntem cu toții părinți și ne e teamă. Ne e teamă că s-ar putea ca, la un moment dat, copiii noștri să fie prinși cumva în capcana asta, drogurilor, că este o capcană care este creată și realizată foarte, foarte bine de către cei care au interes și cei care scot bani foarte, foarte mulți. Aici pur și simplu raportăm la interese foarte mari economice, ca să fim foarte clari. Nu vorbim despre... Toți cei care pică victime, de fapt, sunt niște plătitori și care își plătesc după aceea riscându-și viața, sănătatea și pe lor și pe celor de lângă ei. Așa este. Vorbind de aceste interese economice, cum a spus dumneavoastră, ilegale, bineînțeles. A spus dumneavoastră că în ultima perioadă acest subiect, drogurile, este extrem de adus. De prezent. Extrem de prezent, exact. Din păcate, și noi putem să spunem același lucru, că au crescut în ultima perioadă infracțiunile la regimul drogurilor, însă în România situația încă este, să spunem, pe această linie la un nivel destul de redus. Și oarecum controlat într-o măsură destul de măricică? Da, și ceea ce e important să știe cei care ne ascultă, cei care ne privesc, că poliția română depune eforturi foarte mari pentru a preveni consumul de droguri în rândul tinerilor cu precădere, prin intermediul campaniilor, proiectelor și programelor care se derulează la nivelul Ministerului. Nouă părinților și nu numai nouă părinților și în general tuturor oamenilor ne este teamă pentru că nu mai știm la ce să ne așteptăm, nu știm unde poate să apară o tentație sau în ce mod, câte tipuri de droguri, cum putem să le clasificăm. Haideți să vorbim puțin despre cele care sunt considerate legale, dar nu de cafea și tutun. Sunt, întâlnim în foarte multe situații în școli, tinerii care ne spun că ei au voie să consume acele droguri legale sau legalele, efectiv așa le numesc. Aș dori există să deja niște termeni, nu? Da, termenul de legale, dar acest termen a fost cândva folosit, nu vreau cu mai mulți ani, când existau acele magazine de vise, care acum sunt în afara legii, nu mai există și aș vrea să aduc în atenția tuturor faptul că nu există droguri legale. Acelea sunt, este vorba de etnobotanice și sunt ilegale și acelea și sunt foarte toxice. Sunt trecute în afara legii. Etnobotanicele, de ce la un moment dat n-au fost încadrate într-o formă de ilegalitate și după aceea, când s-au depășit și s-au făcut excese, cred că și de o parte și de alta, au fost trecute în ilegalitate. Nu neapărat excese. După 2011 sunt menținute, sunt trecute în afara legii. Vorbim de acele magazine de vise, așa cum își spuneau cei care le dețineau, au fost efectele consumului de substanțe cumpărate din asemenea locuri, au fost destul de dramatice. Foarte mulți copii au avut probleme foarte mari din cauza aceasta. Și bineînțeles, la nivel național, s-a luat această decizie ca acele magazine să fie închise și substanțele respective ce să fie... Ce sunt etnobotanicele? Etnobotanicele sunt, să vă zic așa pe scurt, se compun în mare parte din o travă de șobolani. Ca să știe toți cei care ne ascultă și ne privesc. Și care dacă ar exista o urmă de combatere, să spună că nu e adevărat că sunt plante și că etnobotanicele sunt, știu eu ce, substanțe prietenoase cu organismul. Nu este adevărat. Sunt niște chimicale
compuși chimici, așa cum am spus, o travă de șobolan este compusul cel mai care este cel mai pregnant acolo în aceste ierburi, așa, care au interesul de a provoca acest efect halucinogen foarte ieftin, da? Deci este o operațiune foarte ieftină pentru ca tinerii să-și permită să le cumpere și să le consume. Din păcate, efectele acestea pot să fie acestor endocrinogene foarte grave pentru sănătatea copiilor. Sunt copii care, din păcate, după ce fumează asemenea produse, intră în stare de șoc. Ați văzut acele filmări? Da, vorbim de efectul zombie, da, care da, este un, destul acela de... este unul dintre efectele acestor endomutanice. Efectul zombie. Medicii știu cum să... adică au o denumire pentru acel efect de care dumneavoastră spuneați, efectul zombie. Noi putem să spunem doar că este ca și efect al consumului de etnobotanice. Este halucinant ce se întâmplă acolo și ce vezi, cum se poate degrada un om și în vorba de tineri. Frecvența și incidența tinerii sunt predispuși spre consumul acestor substanțe, doamna Irescu, sau în general omul care intră în zona de influență? Tinerii, cum reacționează mintea umană? Încă nu își văd imediat consecințele dependențelor și atunci ei sunt predispuși să fie mai naivi și să fie mai ușor păcăliți. Trăiesc mai puternic euforia sau trecând prin stări de durere, trăiesc mai mare nevoia pe care poate să o aducă anumite droguri, opiacee care calmează, ca și unele pastile, pe când adulții încep să ascundă dependențele, nu mai sunt atât de populare în rândurile adulților și ale grupurilor de adulți și se luptă mai mult cu dependențele mai puternice, cu dependențele, această nevoie de drog crește și trec de la dependențe simple, de un simplu hașiș, la dependențe de cocaină sau de marihuana și foarte mulți dependenți au probleme de sănătate foarte mari, atunci... Este clar că adulții îi observă și se abțin mai ușor de la dependențe. Ne întoarcem un pic la pentru că deja ați făcut o serie de enumerări. Câte tipuri de droguri pe partea de ilegal vorbeam? Toate sunt vorbim ilegale. Vorbim de cele de risc și cele de mare risc. Exact. O să dau exemplu din fiecare, dar câteva. De exemplu, cele de risc vorbim de marihuana, hașișul, iarba, care este de fapt același lucru. Da? Și cele de mare risc sunt heroina, cocaina și altele. Vorbeam înainte de emisiune și a spus și dumneavoastră acum despre consumul de droguri de risc, droguri ușoare, cum se spune, și anume această iarbă, din gama iarbă. Foarte multă lume vine și spune, și întâlnim și noi în anumite zone în care facem prevenție, că ei pot să fumeze iarbă pentru că aceasta nu provoacă dependență fizică, ci doar psihică, cum se știe, da? Și că nu influențează absolut niciun fel organismul. Dar noi venim acum și le spunem altceva, că în toate cazurile sau majoritatea cazurilor, cei care consumă aceste droguri ușoare au tendința să treacă la droguri de mare risc. De ce? Pentru că este vorba de toleranță. Înainte, dacă a fumat o țigară de hașiș, s-a simțit într-un fel, a avut anumite efecte asupra organismului său, acea țigară, după o anumită perioadă, acea țigară nu o să mai aibă același efect asupra organismului și își va dori să simtă ceea ce simți prima oară. Vorbim de toleranță și va crește ori dozajul, ori va crește, va merge pe alt drog. Pentru că, spuneți dumneavoastră, după, și o să vorbim și de zona de cele de mare risc, care pot să aibă consecințe inclusiv fatale. Da, pentru evident. Că în momentul în care nu dozezi cantitatea, tu nu știi afecțiunile. Și sevrajul poate fi mortal, de aceea se merge la centru cu cocaină și heroină, cu aceste persoane, ca și cu alcool în cantități foarte, pentru a poate să intre în comă. Sevrajul este foarte puternic, fizic vorbind. Vorbim iarăși tot despre droguri. Există droguri scumpe și droguri ieftine. Fiecare, la drogurile scumpe, au acces oamenii care aparțin unei anumite clase sau care fac
anumite compromisuri sau apelează la tot felul de formule și acolo este un alt risc și pe care trebuie, de ce trebuie să conștientizăm toți ca să știm să prevenim, avem nevoie să cunoaștem. Și sunt drogurile acelea ieftine la care au acces, dar care au alte riscuri și oamenii trebuie să știe că nici măcar nu s-ar putea să nu consume așa zisele droguri pe care ei le plătesc. Poate că nu, într-o proporție destul de mare, cred că nu consumă ceea ce plătesc. Altfel nu se justifică de ce există o substanță, aceeași substanță mai scumpă și aceeași e un produs contrafăcut. Ca să vorbim și aici de calități și riscurile tot mai mari sunt și atunci e o zonă de prevenire. Copiii, că tinerii de obicei pică cel mai mult în plasa asta, trebuie să știe că alea ieftine sunt și proaste, foarte proaste și riscurile sunt mari. Sau? Toate drogurile sunt proaste, vă dați seama. Nu... Vorbim de calitate și nu vorbim de variație, dar trebuie să știm că sunt unele... Să fie consumată, dar haideți să vorbim despre etnobotanici, fiindcă astea sunt cele care... La îndemână. Sunt la îndemână majorității tinerilor, că sunt ieftine și copiii se îmbie unii pe alții să le consume. Sub ce formă sunt etnobotanicele în general acum, ca ultima? Sunt Pot să fie sub formă, deci se pot fuma, se pot inhala, se pot priza. Da? Asta să știe și oamenii formele. Care sunt mai puțin familiarizați, că s-ar putea să fie lângă noi o persoană și să nu știm de fapt ce face. Majoritatea se fumează, dar așa cum am spus, aceste etnobotanice au un efect dramatic asupra organismului și asupra creierului. Am văzut o înregistrare realizată care protagonist era un narcoman. El consumase droguri de mare risc o perioadă de timp și a rămas fără bani și a trecut la aceste etnobotanice. Și a spus că în câteva luni de consum arăta, sau starea lui s-a deteriorat atât de tare, ca și după ani de zile de consum de droguri de mare risc. Ceea ce vreau să spun acum este că aceste etnobotanice, încă o dată, trebuie să tragem atenția, sunt atât de nocive organismului uman, încât nici nu trebuie să se atingă copiii de ele, nici măcar nici copiii și nici adulții. Pentru că orice, pe lângă faptul că sunt accesibile ca și ne par nouă ieftine, au un grad de nocivitate și noi dăm dovadă de mare inconștiență în momentul în care nu știm ce conțin. Măcar, drogurile celelalte știi că iei cocaina, ai cocaina, dar ești măcar nu știi ce iei. Pentru că exact vorbeați despre o travă de șobolani. Păi cine se duce la o pungă de substanță pe care ți-o iei din orice magazin împotriva rozătoarelor și te apuci să mănânci? Adică trebuie să avem și un tablou foarte pragmatic. Ce copil s-ar duce să-i spui ia o boabă de acolo? E un gest de inconștiență. Dispare, noi încercăm să conștientizăm și să aducem informații. Dispare undeva instinctul de supraviețuire? La adolescenți e nevoia de plăcere, de senzații tari. Instinctul de supraviețuire e acolo undeva. Când tu știi că îți face rău. Când tu știi că l-ai avut sub ochii tăi pe unul dintre prieteni sau pe un cunoscut care și-a picat. Și tu continui. E la un moment dat și dependența te trezește. Nici alcoolicii, după ce le-a fost rău de vreo 2-3 ori, fac o pauză. Nu apare? Dacă s-a confruntat cu o situație în care au văzut pe cel de lângă el, nu numai când a fost într-o euforie și după aceea, când i-a fost rău, când a avut senzația foarte grave, nu dorm, transpiră, tremură, foarte mulți vomită, poate că ar conștientiza mai bine, dar ei trăiesc acolo la întâlnire, aceste efecte apar nu chiar imediat. De cele mai multe ori se întâmplă acasă, când ajung acasă. Cred că, uitați, o metodă de prevenție ar fi ca tinerii să meargă la centre de dezintoxicare. O să vorbim de modul, și nu numai tinerii, o să vorbim și despre reacția noastră, dar acum vorbeam de o acțiune care nu cred că consumul de droguri și de substanțe interzise o acțiune solidară sau este o acțiune mai degrabă socială? Se adună în grupuri? Asta pentru că tot ar trebui să conștientizăm cu ce se confruntă informațiile dumneavoastră, poliția și... Cum puteți să încadrați asta? O acțiune socială? Eu zic că este o acțiune socială din toate informațiile pe care le avem și toți cei care se ocupă de aceste domenii
De aici aș vrea să plecăm. De ce totuși se cer aceste droguri? Nu vorbim acum de, eu știu, compartimentarea lor, nu vorbim de cât de scumpe sau cât de ieftine sunt. Absolut. Toate sunt periculoase, unele într-adevăr mai periculoase ca altele. Plecând de la ideea simplă de ce se cer aceste droguri și plecând de la tineri, normal că și adulții consumă categoric și mă gândesc că sunt, numărul lor este mai mare, dar pe noi ne preocupă foarte mult tinerii, pentru că ei, fiind la început de drum, fiind mai naivi, așa cum a spus dumneavoastră, sunt mult mai ușor de prins în plasa asta. Este nevoie de integrare într-un grup, în primul rând, pe care tinerii o au cu toții. Și de acceptare. Și de, bineînțeles, și de acceptare în cadrul acelui grup. Și dacă acolo, eventual, eu știu, poate ăsta este motivul în care consumă. Sau, eu știu, pentru a nu se face, pentru a nu se... pentru a nu fi mai prejos decât ceilalți, fiindcă acolo se folosesc tot felul așa de termeni. Așa cum zic ea, fiind tendințe, în da, trend. Exact. Dacă ăla face, hai să fac și eu. Sunt aspecte care au, care țin foarte mult de încrederea în sine a unei persoane, dar cred că aici ar putea să vorbească mai târziu sau imediat după aceea, doamna psiholog. Este vorba de felul omului, felul copilului de a fi. În primul rând, relația pe care o are cu părinții. În al doilea rând, eu știu, faptul că este introvertit sau extrovertit. În al treilea rând este, dar cred că toate au legătură modele cu crederea pe care o are el în viață, modelele și modelele, externe. Bineînțeles. Poate să fie și model din afara familiei. Poate să fie și modele din familie. Poate să fie modele din, chiar dacă sunt din afara familiei, dar copilul a crescut cu modele de genul acesta. Vorbim de wing, vorbim de mătuși, vorbim de alții de genul. La copii înțelegem de ce consumă droguri. Să zicem, din naivitate, din necunoaștere, din nevoia de a fi, de a se alinia unor tendințe la modă sau de a nu pica într-o lumină defavorabilă prin comparație cu ceilalți. Asta ca să înțelegem că nu e neapărat nevoie să îi blamăm. Dar adulții, adulții, de ce simt nevoia să înlocuiască? Ce înlocuiește consumul de droguri, de fapt? Așa, în natura umană, în psihicul nostru. Că totdeauna trebuie să înlocuim ceva cu ceva. Să fim realiști, drogul produce la nivel de substanță chimică dopamina creierului, care este transmitătorul plăcerii. Se poate vedea pe rezonanțe electromagnetice cum centrii creierului, centrii plăcerii sunt activați în orice drog și în țigară și se elimină foarte multă dopamină, se trece o stare de euforie sau o stare de calmare a durării în funcție de drog, dar imediat după aceea organismul vine ca să se regleze și ce face? Fie blochează receptorii dopaminici, fie produc mai puțină dopamină. Ca tare, deși căutăm plăcerea și putem să obținem în droguri plăcere, euforie, calmare, ceea ce trebuie să plătim este că la a doua cantitate nu mai simțim plăcere. Este o amorțire a creierului și numai crescând cantitatea putem să mai simțim anumite receptori de dopamină să mai poată prelua plăcerea. Și la a doua stadiu și aceia vor muri. Din nou va fi o circuitare a creierului, atunci, este o supradimensionare. Și atunci clar că se crește doza până se ajunge la excese. Da, cade plăcerea, ajunge toleranța și crește impulsul, crește nevoia. Iar este un mecanism de învățare și de motivare. Cu toate că a fost o experiență pe care creierul a văzut-o ca fiind foarte plăcută, aia înseamnă că a activat mecanismul de învățare. Și a învățat că, și acela de motivare, a învățat că anumite imagini în hipocampus, ca să intrăm acum în neurologie, da, în neuroștiințe, împreună cu amigdala, i-a produs o plăcere foarte mare, a învățat că anumite imagini, anumite substanțe creează euforie, după aceea le va căuta. Asta înseamnă acest impuls de căutare. Atunci când va vedea o țigară, ceva asemănător, își va aminti imediat acea senzație și va dori să primească acea plăcere. Deci crește dorința, scade plăcerea și scade și mai mult plăcerea, iar dorința, amintirea este mai puternică. Căutarea plăcerii în acelea situații, își caută fie că e paharul, fie că e țigara, fie că e pastila. Senzația sau, aceea, tot stimul intră pentru căutarea, acel impuls de care vorbim noi ca terapeuți, cu care luptăm foarte mult în recăderi, în dependențe. Pentru cei care suntem din exterior sau cei care nu suntem implicați, da, în proces propriu-zis, chiar și pentru privitori în general, chiar dacă sunt consumatori, sevrajul e un alt fenomen care te înspăimântă pentru, da, și senzația. Cred că e o situație neplăcută. Este el
o altă componentă pentru care ei se întorc? Asta ca să conștientizăm și să știm și noi ceilalți cu ce se confruntă. În afară de impulsul pe care îl are, această durere pe care organismul o trăiește natural pentru a se vindeca. Și care se manifestă în diverse forme. Te la transpirații, palpitații, creșterea tensiunii, uscarea gurii, vomă, foarte multe forme, urâte, nu poți să dormi. Putem vorbi și cu depresie? Depresia este un sevraj psihologic, nu este fiziologic, adică medicul nu lucrează cu sevrajul psihologic care ajunge până la 6-1 an. Această amorțire a zonii plăcerii înseamnă că tu nu mai simți plăcere și pentru alte lucruri, nu numai pentru drogul acela. Adică, în mod normal, atunci când te vei întâlni cu un prieten și vei avea conectare cu el, tu o să fii amorțit, o să simți că e ceva cu tine. Că nu te mai bucură viața. Și dacă nu vine ceva să spună că trebuie să te vindeci mai întâi ca să ajungi să experimentezi plăcerea sănătoasă, pe care, în general, noi în terapie o schimbăm cu satisfacție, bucurie, cu alte plăceri care pot să fie sănătoase pentru clienții noștri, este clar că se sperie. Și atunci vorbim despre anxietate și depresie, sunt cele două forme de sevraj psihologic. O să revenim asupra subiectului de tratare. Ne întoarcem un pic și la zona de legislație, pentru că și aceea vine să se combine împreună cu întregesc tablou. Legea, care nu este una foarte ușoară, au început să se năsprească. Există acum chiar și niște propuneri de o mai mare năsprire de a pedepselor. Nu știm dacă va reuși să treacă sau proiectul de lege. Ce se pedepsește de lege? Noi știm într-o oarecare măsură, dar poate ați putea putem să lămurim și lucrurile astea, ca oamenii să știe că și dacă sunt în preajma unor astfel de zone de consum sau asta, se pot expune unui pericol de încălcare a legii. Deci în România se pedepsește consumul de droguri, inclusiv traficul, bineînțeles, punerea la dispoziție a unei locații aflată în proprietate particulară în vederea consumului și tot ceea ce ține de droguri. Vorbeam înainte de emisiune despre, dumneavoastră mă întrebă dacă consumul se pedepsește. Se pedepsește atunci când persoana este surprinsă de către polițist în momentul în care consumă acel drog. Se pedepsește acest fapt. Nu se pedepsește faptul în care se regăsește o persoană în urma unor analize de sânge cu o anumită concentrație de drog sau în sânge. Substanță. Sau substanță în sânge. Însă, în momentul în care acea persoană s-ar fi aflat la volan și polițistul îl supune unui test de sânge și acolo reiese faptul că are o anumită substanță din asta psihotropă, atunci se pedepsește. Și haideți să vă mai spun eu că spre zona asta există o minimă informare și informație și la mine. Chiar dacă nu ești la volan, dar să spunem, știți cum e, întâmplarea, ceasul rău, pisica neagră se mai spune, ai accidentat fără să vrei, nu la volan. Poți să fii pe bicicletă sau poți să fii, dacă din cauza ta se întâmplă un accident și oricum se supun analizelor anumite și tu ai ieșit și atunci intri sub incidența a doua zone de cercetare. Intri și la consum, pentru că poți să fii sub incidența consumului de droguri și vinovățit pentru fapta în sine. Pentru că așa că nu numai dacă nu ești la volan, că nu te-au prins la volan, dar poate să se întâmple și ceva în afară. Deci riscurile de a consuma droguri oricum. Cât se mențin oare? Cât se mențin drogurile? Eu știu că până la 6 luni. Până la 6 luni, da. Se mențin și pentru prevenire, pentru siguranță, există laboratoare de analize medicale și există posibilitatea de a se face teste chiar și în mediul de acasă. Deci părinții pot să-și testeze uneori, fie din salivă, fie din sânge și fie din firul de păr. Trebuie să recunoască că în firul de păr se păstrează cel mai mult substanța până la 6 luni. Acum, pe partea cealaltă de lege, pedepsele sunt cu închisoare, privative de libertate, da. Și mergând
Așa, pe deci pentru cele de risc sunt de la 2 la 7 ani, da, și interzicerea unele drepturi, citim chiar din lege. Din lege. Da? Iar pentru cele de mare risc, de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Deci de asta am și făcut la început clasificarea, ca să știm că este nevoie să știi totuși anii de detenție și dacă merită. Și aceste pedepse cresc în funcție de situațiile agravante în care au fost comise anumite fapte. Deci pedepsele cresc. Sunt destul de mari pedepsele în România pentru trafic de droguri, pentru deținere în vederea consumului și așa mai departe. Minorii și responsabilitățile lor, ei se încadrează unor legi speciale sau... Până la 14 ani, orice minor care se văsește o infracțiune nu răspunde din punct de vedere penal, răspund părinții sau tutorii sau cei care au grijă de el, răspund din punct de vedere material. Între 14 și 16 ani, un minor răspunde penal dacă o comisie specială stabilește că acesta a avut discernământ în momentul comiterii faptei. Iar după 16 ani, nu mai este nevoie de această comisie medicală care să stabilească dacă a avut sau nu. El răspunde direct. Da. Și dacă până în 14 ani, părinții nu mai plătesc sau pur și simplu... Părinții răspund doar din punct de vedere material. Sau mai sunt anumite situații în care, dacă se dovedește faptul că părintele nu și-a dus la bun sfârșit, știu, obligația de părinte, atunci acesta poate fi decăzut din dreptul părintești, însă este o procedură complicată și nu este de dorit, în primul rând, pentru binele copilului. Dar în situația în care se impune cu adevărat, această soluție este adoptată, părintele este decăzut din drepturi. Să mai vorbim și de tendințele noastre ale părinților de a le oferi copiilor bani. Cred că la acest aspect le oferim copiilor bani și nu știm pentru ce îi folosesc banii. O propunere ar fi și părintele să fie coautorul, nu numai moral, și faptic, în momentul în care tu îți aprovizionezi adolescentul cu aceste droguri, pentru că ești parte direct implicată. Și asta ar fi un alt aspect care ar trebui să-l conștientizeze. Bun. Vorbim despre prevenție, vorbim de ce facem. Dincolo de vorbe, dincolo de ce analizăm noi, dincolo de ce le spunem noi acestor oameni că cât de riscant este, cât de dăunător este, cât de rău este, cât de periculos că treci, sunt vorbe pe care ei, cred că puțin sunt care nu le conștientizează și nu le trăiesc. Dar noi, ceilalți, că tot la început, înainte de a intra în emisie, vorbeam despre noi ceilalți ce facem. Pentru că astăzi o persoană lângă noi fumează sau mâine poate să stea lângă altcineva și din 3 persoane s-ar putea ca unul să intre și să se ceară în acel grup de consumatori sau de cei care încearcă. Și ăsta e începutul. Ce facem noi ceilalți? Cum reacționăm? Unde putem să ne adresăm fără să dăunăm, ci mai degrabă să rezolvăm problema sau problemele, să încercăm. Așa în aria noastră. Dacă ne referim la, părinți care au cunoștință de la copiilor, părinți, că alți copii din clasă sau din anturajul copiilor lor fumează sau consumă ceva de genul acesta, ar trebui să vorbească inclusiv cu părinții acelor copii sau să vorbească cu directorul școlii și să vadă ce este de făcut, să se analizeze acea situație. Este foarte important să se implice cumva, nu să stea nepăsător sau nu doar să interzică că copilul să facă parte din acel anturaj, ci să se implice mai mult de atât. Avem unde să raportăm? Bineînțeles, se poate raporta la poliție. Se pot raporta la poliție aceste cazuri, dar dacă dorim să-l ajutăm pe acel tânăr, de exemplu, să depășească această perioadă grea din viața personală, putem să-l îndrumăm pe el și pe părintele său. De exemplu, avem un centru în Timișoara, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Să spunem că este un centru regional. Da, are sediu în Piața Libertății, da? Și deși se află sub egida Ministerului pe care eu îl reprezint, toți cei care cer ajutor, trec pragul acestui centru și cer ajutor specialiștilor, psihologilor de acolo, li se va asigura confidențialitate maximă.
Adică nu vor fi automat, nu vor intra sub incidența legii. Nu. Ci mai mult acolo vor primi consiliere și îndrumare. Da, vor fi un consiliere și îndrumare. Fără să fie dați pe mâna poliției, nu. Cum ar fi. Nu. Colegii mei sunt obligați să asigure confidențialitatea. Sunt obligați. Așa că sfătuim pe toți cei care ne privesc, deopotrivă părinți și copii, să ceară sprijin acestui centru, să meargă acolo, pentru că această problemă nu va trece de la sine. Nici pe departe. Din contră, poate se va agrava. Da, vreau să vă mai întreb, acele centre care există la nivelul tuturor orașelor mari și sigur există o zonă de acoperire națională, se pot găsi aceste informații pe site-urile Ministerului de Interne. Da. Și totuși acolo ei primesc consiliere directă, dar eu, nu neapărat un membru al familiei sau un membru mai îndepărtat, pot să mă duc și să vorbesc cu acei oameni și să ajut într-o formă indirectă ca oamenii de acolo să meargă la familie să consilieze sau să îi... Există și această formă? Nu. Dumneavoastră puteți să mergeți la colegii noștri acolo pentru a cere informații. Pentru a vi se spune pas cu pas ce anume are de făcut... Legal și corect. Da, ce anume are de făcut acea persoană împreună cu familia sa pentru a face ceva în acest sens, pentru a preveni, de a demara acest proces, fiindcă este un proces. Dar nu vor merge psihologii de acolo în întâmpinarea tânărului, adică la domiciliul său pentru a face asta. Repet, toți cei care sunt interesați sunt așteptați acolo. Unidirecționată, da. Cum ar veni. Da. Și trebuie să plece de la tânăr, bineînțeles, sau însuții de la persoana în cauză. Că abonuiesc că nu numai copiii se adresează, nu numai pentru tineri și adolescenți, se adresează tuturor persoanelor care doresc să iasă. Tot atât de... acolo sunt ținuți la adăpost și cei care vor să iasă din anumite cercuri și se simt poate amenințați. Așa că ar trebui să se spargă, să nu le fie teamă de niciun pericol. Așa este. Acesta este începutul pentru, să spunem, soluționarea acestor probleme pe care le au. Și intră în zona de prevenție, intră în zona de implicare. Noi ceilalți, ce ar trebui să facem în așa fel încât cel dependent sau acei consumatori, nu neapărat de dependenți, fără să judecăm, fără să blamăm, fără să îi izolăm, cum ar trebui să ne comportăm? Și cum ar trebui să ne comportăm? Ce ar trebui să facem ca ei să perceapă zona de sprijin, mâna întinsă și nu... Să nu le mai fie rușine. Le e rușine? Da, cu siguranță. Se simt vinovați, etichetați, marginalizați. Mai există în zona asta a tinerilor așa un comportament care mi se pare foarte dezinvolți. Sunt dezinvolți ceea ce privește euforia, bucuria, dar durerea de după o ascund. De obicei noi ne expunem bucuriile și ne ascundem suferințele. Le păstrăm în... Trebuie să ai o mare putere de a te lăsa atins în vulnerabilități de ceilalți. Te distrezi cu ceilalți și greul îl duci singur, acasă. Poate că și de aceea este foarte greu de prevenit. Tu ca tânăr vezi numai că acela a fost dezinhibat, că a avut curaj să vorbească cu tine, că a fost mai distractiv și tu nu mergi acasă cu el să-l vezi cum nu mai poți să doarmă, cum se îngrașă sau slăbește în anumite cazuri, cum tremură foarte mult, cum vomită efectiv. Și atunci ai impresia că da, e un model, fac și vreau și eu să mă distrez. Sunt inhibată, vreau să mă simt bine. Asta este și alcool, dacă vreți, ca și hașișul, ca orice formă, ca orice drog la nivelul acesta. Cu siguranță că nimeni nu a început, ok, prizez coca. Asta se ajunge pas cu pas din cauza toleranței. Noi ceilalți putem face să nu fim defensivi, în sensul să nu îi provocăm la o luptă în care ei să fugă. Dacă reușim să facă, pentru că asta e problema recuperării, foarte greu, pentru că ei nu conștientizează că au o problemă. Ca o boală, ca o provocare în viața lor, au dificultate și nu vor să accepte. Și mai mult nu acceptă dacă se simt atacați. Limbajul trebuie să fie unul obiectiv. Ai fumat 3 țigări, acum fumezi 4, ai băut 5 pahare, 6, uite, am văzut, e un consumare, nu vai cât ai consumat tu. Sunt foarte multe tehnici de comunicare în relație cu dependentul
care poate fi ajutat. În terapie se vorbește despre codependență, în sensul că tu, marginalizând, așa cum a zis, sau ascunzând problema, nu faci decât să o agravezi și să nu-l ajuți. Sunt foarte multe familii care, din orgoliu, că nu vor să se expună, să-și expună unul dintre membrii familiei, nu refuză cooperarea, refuză colaborarea, refuză, neagă, apare negația. Da. Asta este cel mai e. Dar haideți să vorbim de primele exerciții din punct de vedere psihic. Cum începem în a renunța? Pentru cei care sunt într-o fază mai incipientă. Cum au ajuns ei? Dacă nu experimentează durerea de după euforie, nu au această, la nivel palpabil, nevoia de a se lăsa. Sunt tineri, sunt copii care, la nivel de grup, acum încearcă. Cum să refuze ei? A spus că înainte de a începe. Nu după ce experimentează prima dată. Cum refuză ei o țigară sau un fum, fără să se simtă umiliți și excluși dintr-un grup? Eu cred că ești mult mai puternic ca tânăr dacă te poți distra fără ajutor. Puterea vine din tine, distracția vine din tine. Să le spunem asta la 15-16 ani. Gândiți-vă că distracția poate dispărea imediat, nu atunci. Chiar efectele nu durează nici măcar câteva ore. Distracția, de fapt, e un fenomen pe care trebuie să-l conștientizezi, da, nu? Da. În primul rând, în momentul în care consum, nu mai conștientizezi. Da, e adevărat. Mai că poți să vezi la ceilalți efectele și dacă le vezi la ceilalți, atunci poți să zici nu pentru tine. Să ai răbdare să vezi. Că celălalt... Eu cred că este foarte important... Educația? Educație. Să fie informați privind efectele. De mici. Eu cred că trebuie să vorbim cu copiii noștri de mici despre lucrurile astea. Să vorbim despre droguri deschis, bun, cât de cât controlat pentru a le crește acest grad de cultură, cum zic eu, pe linia asta. Copilul, cum ajunge în situație care a spus dumneavoastră, ideal ar fi ceea ce spun eu acum și sper că totul se întâmplă, să știe din start că nu are voie să consume. Să știe din start, adică să fie ceva... Asta voiam să vă întreb. Să fie ceva inoculat de mult, exact, în mintea lui și în sufletul lui și știe că nu are voie să consume alea, știe că nu are voie să stea. Da, să stea în preajma celor oameni. Dincolo de nu e voie, e ilegal. Ilegal la noi. În afară de acest lucru, fapt că e ilegal la noi. Dar el trebuie să știe, da, nu trebuie să am asemenea prieteni. Nu trebuie să consum, eu plec de acolo, așa cum a spus dumneavoastră mai devreme. Da, am văzut că se consumă droguri într-un asemenea anturaj, eu nu am ce căuta acolo. Dar asta are legătură cu cultura pe care copilul acela o are în acest domeniu. Și cultura cea mai bună, cine poate forma decât familia și școala, bineînțeles. Școala, asta nu înseamnă că minimizăm importanța familiei, dar copiii la un moment dat trebuie să aibă acces la o informație unitară, aceeași scară valorică, pentru că și părinții au diferite informații venite mai mult sau mai puțin pe surse sigure sau părinți preocupați mai mult sau alții mai puțin. Dar copiii ar trebui să aibă acces undeva la o informație unitară și o informație concludentă și informație solidă. Singura informație de care au nevoie și părinții și copiii este foarte simplă. Nu este bine și normal să se consume droguri sub nicio formă. Asta este singura informație. Poate că dacă s-ar preda în școli o astfel de materie de educație, de educație sanitară, de educație din bază până la urmă, ce e bine și ce nu e bine pentru tine, cred că ar fi ideal. Din păcate, multe familii nu se discută, să știți. Din păcate, multe familii nu se discută. Dar poate că nici nu și-au exclus, pentru că sunt foarte mulți părinți care spun copilul meu niciodată. Avem tendința de a nega. De a nega, de a minimaliza. De ce avem tendința de a nega? Pentru că atunci nu ne mai simțim obligați, responsabilizați să luptăm cu problema. Negând-o, atunci noi suntem într-o zonă de confort, nu trebuie să mai facem ceva. Care știm, intuim că este foarte greu, nu este ușor și este mai, plus că trebuie să ne gândim care e partea noastră de responsabilitate, cum putem ajuta, imaginea. Suntem până la urmă într-o țară în care este ilegal și ca tare imaginea ta ca părinte care ai copil, care consumă, sper tu întâmplător, mai bine poate trece de la sine, este un mit al minții noastre. Dacă nu vorbim despre asta și dacă nu poate trece de la sine,
Este un mit care nu ne ajută deloc. V-ați confruntat și cu situații în care copiii au venit invers și și-au au încercat ei să-și educe părinții? Da, de multe ori. Bine, părinții nu știu. Nu știu că se fumează la colț de școală. Nu știu că la toate petrecerile lor se aduc țigări. Copiii informează. Și sunt copii care, noi vorbim în limbajul nostru, au comunicare asertivă, știu să spună nu. Asta e o formă de maturizare emoțională. Și care comunică asertiv și spun părinților despre ce se întâmplă. Sunt și părinți, sunt și copii care neagă. Chiar dacă vorbesc cu părinții lor, nu vorbesc ca și când ei ar consuma, dar pot vorbi despre că, uite, am auzit că se consumă, uite, ca să vadă ce atitudine au părinții. Ce vorbim? Vorbim acum și despre adulți. Și acolo este o zonă de prevenție, pentru că până la urmă toți suntem membri ale aceleași societăți, iar copiii n-au văzut numai în filme și au aflat de pe internet despre consumul acesta. Deci e clar că suntem niște modele în permanență, noi adulții. Fie că pentru proprii copii, fie pentru cei de lângă. Care este un exercițiu primul pentru un adult, care e mult mai greu de strunit și de mobilizat? E interesant că un părinte zice, nu-i bună țigara, dar tu fumezi. Exact. Nu, e dăunător alcoolul, dar tu bei un pahar, două, trei. Ca model, te contrazici. Nu. E o ipocrizie. Da, este o ipocrizie. Să ceri cuiva ceea ce tu nu vrei să faci. Și care este primul exercițiu pe care ar trebui un adult, dar la nivel psihic? Să înțeleagă că copilul... Cum începe? Cum începe el să se lase, să renunțe? Se maturizează, se responsabilizează. Adultul? Da, tot. Putem să ne maturizăm, să ne dăm seama că avem nevoie de o altă treabă de maturizare la orice vârstă. Sau să cerem ajutor. La acel centru pot să ceară ajutor și părinții, chiar dacă sunt adulți, nu numai tinerii. Deci pot să apeleze sau pot să vină să apeleze la serviciile unui psiholog, psihoterapeut. Da, sau pot să meargă la un centru, dacă e mai grav, de dezintoxicare. Cât curaj îți trebuie să suni și acum să spui, sunt clinici în care suni la telefon sau pe mail sau îți faci o programare. Nu e neapărat nevoie să duci acolo să bați la ușă să spui deja. Și trebuie să spunem că ei nu se supun, încă o dată repetăm, nu se supun incidenței de legii. Deci dacă se duc, ei nu sunt sancționați sub nicio formă și nici cercetați. Da, dacă merg în clinică. Nu vor fi interogați în direcția asta. Da. Așa este. Cu siguranță. Așa este. Deci e un exercițiu de voință, dar cred că e un exercițiu de conștientizare. Da. De responsabilizare, de autocontrol pe care tu ca părinte ești responsabilizat să-l faci cu copilul tău și dacă tu nu-l ai, cum ai putea să îl ceri copilului tău? De control a impulsului, tu nu poți să spui nu și vrei să-l înveți pe copilul tău să zică nu. De ordinea vieții, de organizare a vieții tale. Am eu încă o curiozitate. Vorbeam la un moment dat despre o particularitate și era, dacă știm ceva despre el, despre acel drog mortal al petrecerilor, drogul violului. Asta știți de ce? Pentru că ne-am propus să facem o analiză cu scopul de a preveni. Asta înseamnă că trebuie să știm în ce locuri, unde se consumă cel mai mult. O zonă de expunere foarte mare este a cluburilor. Dar vorbim despre acest drog, eu nici măcar nu știu, trebuie să recunosc, știu atât că este GHB, ca să fie clar, așa este denumirea lui. Dar știm că este unul extrem de periculos și care are consecințe uneori extraordinar de grave. Așa să încep prin a... Haideți să facem un pic de prevenție aici, pentru că oricum este și linia pe care eu o reprezint. În foarte multe locuri, gen cluburi, dar și petrece private, orice persoană de sex feminin este bine să știe lucrurile astea. Că în primul rând trebuie să meargă însoțite de un anturaj corespunzător, cunoscut. Nu e bine să meargă în aceste locuri, petreceri private sau cluburi, decât cu persoane cunoscute de încredere, pentru că riscurile de altfel ar fi foarte mari. E important să știe că atunci când își comandă ceva de băut de la bar
să meargă acolo și să vadă că li se toarnă din sticlă în pahar, să desface sticla în fața lor și se toarnă în pahar și au luat ei paharul sau ele paharul, astfel încât să nu există riscul ca cineva să le pună ceva în pahar, e foarte important. Băutura, repet, dacă se comandă de la masă, de pe scaun, se cere să se deschidă în fața persoanei respective și nu să fie adusă de la bar până la masă pe o tavă, pentru că nu se știe niciodată cine... Ce facem cu cocktailurile? Atunci preferăm să mergem la bar și să fim în prezența noastră. Da, să se facă aceste cocktailuri în prezența noastră. Noi să vedem exact dacă cineva, ar pune ceva în ele. Asta este noi pentru noi. Noi putem să spunem, noi spunem altceva, că nu se știe cine de la bar până la masa noastră poate că aruncă ceva acolo în... Și vorbim de acest drog de care spuneți dumneavoastră. Mai mult de atât, băutura lăsată pe masă, neconsumată, înainte de a se ridica persoana, să meargă pe ritmul de dans sau să meargă la toaletă, nu se mai consumă la revenire. Pentru că sunt o fel de persoane care urmăresc și urmăresc țintele încă de la momentul în care acestea intră în acel club, le urmăresc fiecare mișcare pentru a vedea dacă fac o asemenea greșeală, una dintre cele pe care le-am spus eu să nu se facă, și atunci o să se folosească un drog de acest gen, de exemplu, nu știu dacă chiar acest, dar de acest gen, persoana respectivă, să spunem că i s-a administrat acest drog sau i se pune în băutură, fără să știe, consumă băutura respectivă și apoi intră într-o stare din asta de trans în care nu mai este capabilă să-și gestioneze starea și reacțiile. Așa este. Simplității. Chiar dacă și sunt unele persoane cu care acea persoană a venit din anturajul ei, care observă lucrul acesta, că este foarte dezinvolt acea fată, acea persoană, sex feminin, și că la un moment dat pleacă, iese afară din club în compania unui sau unor bărbați. Probabil se gândește, a vrut ea să facă treaba asta. Problema este în felul următor, că atunci când aceste persoane se trezesc după mai multe ore sau a doua zi, nu mai știu mult dintre ele ceea ce li s-a întâmplat, dar știu clar că ceva rău li s-a întâmplat, fiindcă pot fi supuse la tot felul de, la orice fapte de... În condițiile în care se constată așa, calea este să meargă spre poliție. Da, să meargă la poliție. Să nu ascundă, să vorbească cu părinții, dacă vorbim de fete minore, să vorbească cu părinții, să le spună ceea ce li s-a întâmplat. Sau, dacă nu, să vorbească cu cineva în care au încredere. Da, să meargă să-și facă un consult la medic, să-și ia un certificat medico-legal și apoi să meargă la poliție să spună ceea ce li s-a întâmplat. Din păcate, vă spun cum se întâmplă, că din ceea ce știm noi sunt multe fete minore, cărora le e rușine să vorbească cu părinții sau le e teamă să vorbească cu părinții și rămân cu traume pe toată viața. Unele dintre ele poate că rămân însărcinate. Sunt multe lucruri care li se trag de aici. Pentru că nu se respecte câteva aspecte minime, și anume anturajul, ora la care se stă în acea locație, locația care poate nu este cea potrivită și aceste aspecte minime de prevenție pe care noi aici le-am menționat în această seară, pe care orice părinte trebuie să le știe, să le spună copilului său nu odată, ci de 10 ori și repetat, ca copilul, mai ales fata, să știe lucrurile astea. Și în cazul băieților, pentru că și ei pot să fie victime ale violenței, Același lucru și lor. Da. E bine să respecte același lucru și băieții. Și aici vorbim de forma de prezența a drogurilor în diverse produse. Partea de club, dar să vorbim că sunt la modă și acum documentându-mă pentru această emisiune, am constatat o multitudine de forme ingenioase de prezență, de la prăjituri până la produse alimentare, găsești peste tot. Deci, atenție la surse, atenție la mediul în care te duci, pentru că tot făceam referire, și în momentul în care sesizezi, nu trebuie să acuzi, dar te poți retrage discret. Există un soi de risc în momentul în care te retragi dintr-un grup din acesta? Există? S-au întâlnit? Adică dacă te retragi nu zgomotos, ci discret, poți să ai, să le fie teamă sau să fie o modalitate în care să-i sfătuim cum să se retragă ușor, frumos, dacă grupul nu coincide cu așteptările tale? Eu spun să se retragă pur și simplu. Nu avem cazuri de repercusiuni la care faceți dumneavoastră referire. Răzbunări sau știu eu ce. Un tânăr când observă că un grup nu îi se potrivește, un natural nu îi se potrivește, se retrage pur și simplu. Dacă vrea să vorbească despre asta cu părinții, ar fi indicat să o facă, o va face. Dacă vrea să vorbească mai mult dată cu profesorii, iarăși o va face. Din păcate, în foarte puține cazuri se întâmplă lucrul acesta. Noi ne bucurăm totuși ca polițiști, ca cel tânăr
și a dat seama de ceea ce s-a întâmplat, de riscul la care s-a supus sau se supune și a părăsit acel anturaj. Haideți să vorbim puțin despre aceste petreceri private. Este important ca o persoană, băiat sau fată, să, așa cum spuneam, să-și aleagă cu foarte mare grijă anturajul. Sunt discuții între copii acum, între adolescenți, ceva de genul. Hai că eu știu pe cineva care face un chef sâmbătă seara la el acasă, sunt părinții plecați de acasă, hai că mergem și noi. Și ei au tendința de a accepta, hai că o să te însoțin la acea petrecere, fără să știe care va fi locația, fără să știe în ce se bagă, cine va fi acolo. Ce organizează, ce aduce. Da, absolut nimic. Ce intenție și se trezesc, așa cum am spus mai devreme, a doua zi, a treia zi, fără să știe ceea ce li s-a întâmplat și toată viața li se dă peste cap. Și mai sunt și alte riscuri. Poliția poate să descindă într-o asemenea locație după... Fiindcă, cine știe ce scandal sau cine știe ce întâmplare? Da, colegii mei de la Brigada de Combatere, bineînțeles că nu după o zi, două, trei sau patru, acționează, cu într-o descindere a CZM pentru a prinde o anumită persoană, ci strâng date și informații, această colegi de informații poate să dureze până la câțiva ani. Iarăși e foarte important, lângă cine stai? Poate că stai lângă un traficant de droguri și tu habar nu ai și au fost atâtea cazuri. Sau nu știi cine participă la acea petrecere sau la acea adunare, că poate să fie... Da, și apar în poze, apar în înregistrare, apar în tot felul de probe pe care poliția le strânge pentru a soluționa un caz. Și până ajungi să-ți demonstrezi nevinovăția... Și ești arestat, ești ridicat alături de ceilalți, arestat și așa cum a spus, până ajungi să demonstrezi nevinovăția. Și cunosc un caz în care părinții au divorțat și au vândut apartamentul și toată viața le-a fost dată peste cap tuturor. Ca să demonstreze că, într-adevăr, copilul lor nu știa despre ce este vorba, că prietenul lui cel mai bun din copilărie a ajuns traficat de droguri și că se ocupa cu așa ceva și... Dar... Cred că ați cunoscut și oameni care și-au distrus viețile și oameni care nu pot să-i bănuiești că n-ar avea capacități intelectuale sau de judecată. Deci nu sunt oameni cu pregătire. Vorbim de studenți, vorbim de intelectuali, vorbim de oameni cu experiență de viață. Cu toate astea, când vezi că te adâncești, nu-ți ceri sprijin? Nu este așa ușor să ieși. Da, vorbim de mărturiile celor dependenți. Este o problemă gravă, este o boală, este o provocare, ai nevoie de ajutor. Uneori recidivele sunt foarte frecvente. Se transformă sinele după o perioadă? Se transformă... Te transformi tu ca persoană, ca mental? Da, experiențele emoționale sunt foarte puternice, durerea este intensă. Tu, imaginea despre tine și trebuie să faci față unor situații grele, psihice și fizice, ai nevoie de ajutor și ai nevoie să, chiar dacă e un pas și e unul mic, să poți să-l faci, că apoi să mai faci încă unul, este un proces de vindecare. Acum o să abordăm iarăși o metodă la... Deși am spus că vom vorbi puțin de tot subiectul, este o metodă, este o zonă de informare și o zonă a internetului. Oamenii au început să aibă acces la tot soiul de informații. Chiar și noi, cei care am dori să luăm informații despre zona asta, tot apelăm cel mai la îndemână la internet. Care sunt zonele de informare cele corecte? De unde ne informăm și care este? Nu știu dacă există manuale și dacă există ar trebui să le spunem. Aceleași în bibliotecă, cu siguranță, acele manuale și cred că sunt și medii online. Sunt studii făcute. De unde avem certitudinea că ele sunt și nu induc, nu, cred că nu ne manipulează? Cred că ar plecat de la site-uri oficiale, instituțiile oficiale, cum ar fi Agenția Națională Antidrog. Așa. Să se plece de acolo. Și există tot felul de rapoarte, cred că europene. Nu știu cum se cheamă, cum este centrul, există vreun centru european, există vreun centru de control și de combatere în zona asta? La nivel european există pe toate liniile, da. Și atunci oamenii se pot raporta, de exemplu, la biroul dumneavoastră de prevenție, se pot găsi materiale, pot să-și găsească zona de informare? Pot să găsească pe site-ul IGPR,
pe satul IGPR, acolo o să, dacă o să scrie ICPC, Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității, acolo să intre în contact cu toate proiectele și campaniile pe care Poliția Română le-a derulat și pe această linie de prevenire a traficului și consum de droguri. Dar nu doar pe nu doar pentru acestea, ci pe toate liniile, dar fiecare atunci când caută ceva. De exemplu, eu când am căutat informații și am dat așa, au fost atât de multe noutăți și a fost o abundență atât de mare încât a fost greu la un moment dat să gestionezi. Aproape că eu trebuia să am o preocupare în asta, dar în momentul în care nu am o zonă, și pentru că vorbeam de educație, nu am o zonă de preocupare directă, am simțit că mă copleșește noi anul acela de informații, de substanțe, de contradicții între zone, de păreri, de tot felul de... un pic e amalgamată, poate ar trebui sintetizat la un nivel de primă bază, ca să știm, pentru că eu mi închipui să citesc o persoană de 60-65 de ani, 70, puțin familiarizată cu internetul, el se duce spre o zonă de căutare și așa a deschis două pagini din care cred că ai tendința să închizi, să zici, nu-i pentru mine prea, prea mare zona și prea greu de pătruns. Poate că lipsește undeva zona de informare sintetică, dar de esență. Și poate de asta este importantă și sunt importante și acțiunile dumneavoastră de prevenție și de prevenire. Cum se preconizează să se întâmple astea? Se întâmplă. Se întâmplă de foarte mulți ani. În ultima perioadă le-am accentuat. Acum urmează să demarăm un proiect pe această linie prin care ne dorim ca să sensibilizăm și să conștientizăm tinerii despre efectele acestor substanțe halucinogene prin artă. O să apelăm la un pictor care dorește să ne ajute și o să facem efectiv terapie. Sau să zicem, o să ducem cumva în zona terapeutică această activitate de prevenție pe care noi, cei de la birou de primă, o derulăm. Este un proiect pilot și sper să și cu siguranță va avea succes și apoi să-l extindem la celelalte școli. Ce facem noi acum? În colaborare cu cei de la centrul acesta de regional de prevenire, evaluare și consiliere antidrog din Timișoara, ne deplasăm la școli și vorbim cu tinerii. Le explicăm, le arătăm filmulețe, îi facem cumva să înțeleagă pe cei care nu au luat încă pe drumul acesta și pe cei care sunt la început să se oprească. Le spunem de ce. Să știți că totul are legătură cu gradul lor de conștientizare. În momentul în care te duci și vorbești cu un tânăr și el observă că ești alături de el și e sincer și vrei binele și te conectezi cu el, ai toate șansele să-l faci măcar să reflecteze și să se gândească la ceea ce știa și la ceea ce făcea înainte în acest domeniu, dacă e ok, dacă nu e ok, dacă anturajul poate este în regulă sau nu, că din păcate sunt mulți tineri, vorbesc de modele care nu au în anturajul lor decât asemenea persoane, acest gen de persoane. Ei nu știu ce înseamnă să relaționezi cu cineva care poate nu consumă, cu cineva care poate care nu bea, care nu fumează și mai departe. Pentru zona de adulți, știu că este extrem de important și, de fapt, este poate zona cea mai importantă la tine de a preveni. Dar pentru zona de adulți, pentru că, deși pare straniu că suntem niște oameni maturi, poate din multitudine nu știu foarte mulți nici dintre ei despre zona de, asta de droguri de consum. Sunt consumatori și atât, ocazionali, dar cu o constantă destul de mare, sau consumatori înveterați. Înrăiți, nu? Înrăiți. Acolo cum se conștientizează? Nu se poate conștientiza? Mai greu, sau pentru ce că mai greu ajungem la aceste persoane. Noi ajungem foarte ușor la cei care se află în școli și la cei care se află în universități. Pentru că sunt într-adevăr, spații institucionalizate. Da, este destul de greu să ajungem la aceste persoane, să vorbim, să comunicăm cu ei. Doar aceste campanii care au loc la nivel, care sunt media. Care apar prin intermediul dumneavoastră. Informațiile asta este care, și motivul pentru da, care... Da, informații care sunt la TV, la radio și mai departe, pentru că altfel e greu să-i prinzi.
cumva într-un loc cum sunt tinerii la școală sau la studenții la facultate. Acolo am mers, am încheiat un parteneriat cu universitatea și mergem și vorbim cu studenții de acolo sau la le școală. Duceți și cazuri de prin care se exemplifice situații? Adică duceți condamnați, consumatori? Da, au fost cazuri în care partenerii noștri de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au făcut acest lucru, partenerea cu penitenciarul, au dus câțiva tineri un pic mai mari decât ei, decât cei participanți. I-am bătrânit un pic detenția. Da, care, bineînțeles, au fost închiși pentru consum și trafic de droguri. Și acei tineri sunt cele mai bune unelte, între ghilimele, dacă mă pot exprima așa, în vederea sensibilizării și conștientizării celor care îi ascultă vis-a-vis de efectele drogurilor foarte, foarte, foarte grave asupra organismului uman și asupra viitorului lor. Poate să fie exemplu unui om traumatizat, poate să obțină o reacție de reabilitare, de conștientizare, conștientizare. Cu siguranță. Așa mi se întâmplă, sau aici pot să ajung, încă mă mai pot vindeca, încă îmi pot reveni, este maxima conștientizare. Ei înțeleg doar partea pozitivă, li se vinde doar aspectul pozitiv și nu înțeleg prețul pe care îl plătesc. Un preț enorm, nu își merită așa, produsul. Așa că între noi, acum că suntem pe finalul emisiunii, cu ce putem să înlocuim ca formulă de la schimb dependența sau o formă, orice adicție, cu ce putem înlocui? Cu tot ce ne face plăcere, oricine are un hobby. Trebuie să-i dezvolte o plăcere. Să zicem că nu ne place mișcarea fizică, dar ne place ciocolata. Există vreun risc? Să când simți nevoia să vorbim la nivel de psihic. Da. Pentru că este teama și a fumătorilor de a se lăsa de fumat, nu? De a renunța la țigară. Cu ce înlocuiești gestul? Lipsește. Unii îl înlocuiesc cu mâncare sau alții cu alte activități. Cu ce înlocuiesc cei care, cu ce ar putea să înlocuiască consumul de droguri? Pentru că asta este mult mai riscant și mult cu implicații mult mai mari, cu foarte multe reacții din partea organismului, cu sevraj, cu reacții chimică propriu-zis și organică. Cu ce ar putea să înlocuiască așa mai aproape? Cu ce i-ați sfătui ca psiholog? E foarte greu autocontrolul și atunci trebuie să fie implicați în ceva, să aleagă ei în ce să se implice. E pentru ca o că își asumă mecanismul de recompense, să le dai bani pentru că n-au mai fumat sau să le dai bani, ceva. Să le dai premiu, să le dai excursie. Exact ca la alcoolici anonimi care primesc acele insigne de un an, de 5 ani, pe acest Gulinele. Mecanism da. Funcționează. Ce pui în locul drogurilor? Este o întrebare pe care tu o faci cu specialist sau o faci singur cu grupul tău de susținere. Oricum nu poți cu tine, numai cu tine nu poți. Da, e bine să te consulți și în momentul în care ai impulsul de a consuma, mediul social și mecanismele de autocontrol pe care ai nevoie să le știi și să le pui în practică sunt esențiale. Să știi că acel impuls durează 2 minute și că tu 2 minute ai ales că atunci când va apărea, tu vei fugi, vei alerga. Atunci când va apărea, tu mergi și mergi la baie și te speli pe față. Sau de fiecare dependent dezvoltă în terapie o formă de a face față, de a-și controla impulsul. O altă activitate fizică? Primul și în primul rând consider că trebuie să existe ca acea persoană să plece din acel anturaj, să plece din acel mediu. Sunt părinți care și-au mutat copiii din școală, chiar din localitate. Pentru că asta a fost soluția la această problemă. Schimbarea mediului? Schimbarea s-a rezolvat. Probabil, sau a căutat el alt mediu. Probabil. La fel. Eu vă spun că ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l facă. Nu poți să te renunți la drog când tu ești în același anturaj, când ceilalți consumă și te uiți la ei. Adică e foarte greu. Foarte e greu foarte greu. Ai nevoie de un alt fel de mediu de susținere. De un alt fel de mediu. Mai mult de atât. A spus că dumneavoastră nu vă place sportul. Eu recomand sportul. Nu, nu mie. Spuneam că nu îi place sportul unui consumator. Le place desenul, dacă nu le place. Le plac lucruri plăcute. Sunt oameni care nu pot să înlocuiască o plăcere din asta cu ceva ce nu le-ar plăcea. Da, asta trebuie să ceva. Să facă activități de voluntariat. Eu asta îi sfătuiesc. Sunt atâtea zone și atâtea organizații în Timișoara care ar putea să
beneficieze de ajutorul acestor oameni, să facă voluntariat, să ajute bătrâni, să ajute copii cu probleme. Pentru chestia asta trebuie să ai o cultură voluntariatului. Eu vorbeam de o zonă de, de plăcere. De plăcere, înlocuită cu altă zonă de plăcere, ca să fie un început bun și poate o sugestie de care și ca exercițiu ar putea să încerce oricine așa în liniștea căminului lui să încerce pentru o zi să fie un start pentru cineva. E tot o formă de a preveni. Dar eu de-aia spuneam că nu poți să renunți la ceva ce îți face plăcere cu ceva ce nu prea îți face plăcere, că nu cred că avem vreo șansă din start decât cu o persoană care beneficiază de oarecare organizare mentală și să zicem că sunt persoane care au făcut sport în tinerețe, muzică, cântă, orice, eu tinerii orice. Sunt atrași de filme, de muzică, de întâlniri, de chefuri sănătoase. Poți tu ca părinte să organizezi un chef fără droguri, de plimbări, de plimbări, de vacanțe, de excursii, de orice ar putea să te încarce cu bucurie, cu satisfacție. Și cu o motivație, clar. Cu motivație în persoane, în realizarea anumitor obiective. Pe termen scurt, plăcere, pe termen lung, satisfacție, recompense, drum în viață, lucruri mai grele, teme mai importante. Ca timp, din punctul dumneavoastră de vedere, la cât s-ar putea duce renunțarea la un astfel de prima lună este adicție. Cea mai grea. Prima lună, primele dorințe, la primul ce impuls. Ce să se aștepte în primele... Dacă n-au fumat decât niște hașiș, vor fi niște stări depresive, niște o tristețe profundă, un gol interior ca psiholog, o căutare, o negăsire a sensului vieții, a ce au de făcut imediat. Și a sinele, da, nu mai vorbim despre uneori, le este greu să punem cuvinte... și la impulsul de a consuma, care este deja se fragil fiziologic. Iar în timp, luptând cu asta, devine din ce în ce mai ușor. Primele lupte sunt cele mai grele. După aceea, deja e un drum pe care creierul s-a început să se vindece și organismul să-și revină. E din ce în ce mai ușor. Și există un exercițiu de voință să nu se abată sub nicio formă. Și dacă s-a abătut, să meargă în continuare. Este o lecție a faptului că trăim într-o istorie a sevrajului care înseamnă căderi și ridicări și căderi. În cazuri foarte grave nici nu se poate altfel. În cazuri mai simple, da, putem vorbi de a zice nu, de a învăța să spui nu, care e un cuvânt de autocontrol și de impuls al plăcerii greu de învățat pentru tine, dar nu imposibil. De la dumneavoastră, de la cazurile foarte grele și grave, cu dependențe mari și îndelungate, merg spre clinici. Clinicile mai întâi. Dacă sunt cazuri grave, nu intră în consiliere și în terapie. Clinicile asigură acel program. Da, acea funcționare normală a organismului, pentru că se distruge întreg organismul și după aceea putem vorbi de consiliere, terapie de grup, care a mers în toată lumea pe dependențe și are o istorie. Cum stă România la capitolul, vorbeam așa ca procent la nivel de Europa, față de zona noastră, nu neapărat de planetă? Spuneați la începutul emisiunii că totuși se stăpânește într-o oarecare măsură. Dar consumul nostru ca statistică în rândul tinerilor sau în rândul persoanelor mai mature? Ca și statistică, unde se consumă mult, da. În rândul persoanelor mature se consumă mult în România. Vis-a-vis de, eu știu... De cantitate, mă gândesc, da. Vis-a-vis de nu neapărat de cantitate, ci de numărul celor care da, dar în ceea ce privește locul pe care România îl ocupă, să zicem, față celelalte țări în Europa, este destul de scăzut la capitolul acesta. Adică nu avem un fenomen la noi în țară, cel puțin nu prin statistici, nu cunoscute de noi. Terminăm într-o notă optimistă. Da. Asta înseamnă și că... ușile noastre și studioul vă stau totdeauna la dispoziție și dacă aveți informații și nu vom lăsa să fie o emisiune singulară în domeniul ăsta, vom continua să dezbatem astfel de probleme pentru că până la urmă sunt problemele ale noastre, ale tuturor. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Mulțumim și dumneavoastră vă dau întâlnire pe data viitoare. Să ne fie bine!